Guvernul constituie un mecanism compensatoriu în zilele considerate executate din pedeapsă prin proiectul de lege de modificare și completare a legii numărul 254 din 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Mecanismul este conceput ca un instrument juridic potrivit căruia, în vederea acordării libertății condiționate, în calculul pedepsei ce poate fi considerată potrivit legii ca executată, se include indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, executarea pedepsei într-un spațiu necorespunzător. Pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în spațiu necorespunzător, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate suplimentar 3 zile din pedeapsa aplicată. Decizia se înscrie în măsurile generale ce vizează îmbunătățirea condițiilor de detenție în penitenciare.